Pace vouă, din nou. Vreau să binecuvântez pe Dumnezeu. Vreau să binecuvântez pe voi, pe fiecare în parte, că ați venit acasă la Tatăl. Am o mică întristare în această seară și am să fiu sincer cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte în timpul pandemiei, chiar dacă nu prea se aplică pentru că e luna lui august, biserica era plină. Oamenii se înghesuiau, își doreau să fie portași la casa lui Dumnezeu, probabil, nu știu, în strâmtorare sau probabil teama, sau pentru că vreau să încalce ceva, căutau pe Dumnezeu. Nu știu. Dar mă întristez că nu mai avem aceeași râvnă și nu mai văd între noi. Mi-a tras puțin atenția Solomon și spuneam dimineața despre faptul că Solomon este cel care construiește casa lui Dumnezeu, deși era dorința tatălui său. Am să dau citire câtorva versete din 1 Împărați, capitolul 8, și am să pun câteva de la început și apoi să sărim la alte versete. Încep cu versetul 22 din capitolul 8. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului și în fața întregii adunări a lui Israel. Și a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine, nici sus în cer, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi, care umblă înaintea ta, din toată inima lor. Apoi, la versetul 37, dacă vrei să afișezi, te rog. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi în țară, când vrășmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau bori de orice fel, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locurile locuinței tale și iartă-l, lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, care să se teamă de tine în tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Și ascultați aici ce interesant spune. Când străinul care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce îți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, ca să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel să știe că numele tău este chemat peste aceasta pe care am zis-o eu. Amin. Amin. O rugăciune profundă, puternică, puțin profetică, dacă ne uităm la aspectul în care Solomon deja se gândește că în casa lui Dumnezeu, pe lângă poporul Israel, vor fi și străini, ceea ce nu prea se întâlnea acea perioadă. Ce învățături găsesc în acest pasaj? De la început, o învățătură clară și specifică, și anume în versetul 23 spune următorul lucru. Doamne, Dumnezeul lui Israel nu este Dumnezeu ca tine, nici în cer, nici pe pământ. Nu cred că putem numi fiecare Dumnezeu sau câți Dumnezei sunt în jurul nostru în această situație sau în acest moment sau în această lume. Numai de la indieni, dacă luăm, sunt vreo 30 ceva de mii. Nu știu de la alte popoare, dar cred că au și ei sumedenii. Știm din versetul acesta și recunoaștem, cel puțin eu recunosc în modul meu, că este un singur Dumnezeu, viu și adevărat. Slavă lui Iisus! Apoi,
Un alt lucru pe care vreau să-l luăm în considerare, știind că suntem în casa lui Dumnezeu, este aceasta. În versetul 37 ni se enumeră câteva situații. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele. Cu alte cuvinte, indiferent de momentul care este, indiferent de situația în care te afli, indiferent de anotimpul în care ești, nu există nimic mai nou, mai imposibil, nimic mai interesant care să nu fie la puterea lui Dumnezeu. Absolut nimic. Pe baza cuvântului, absolut nimic. Tot ce știau ei și cu tot ce se confruntaseră înainte, deja știau că Dumnezeu este izbăvirea lor. Lucru pe care și noi trebuie să-l înțelegem, din trăirea noastră, din trăirea celorlalți, din trăirea scripturilor și din trăirea tuturor personajelor de aceste scripturi, că nimic nu este peste puterea lui Dumnezeu. Apoi, un lucru care mi-a atras de nou atenția și mi se pare superb. Versetul 38 spune așa: dacă un om, dacă poporul tău, ceea ce mă face să înțeleg un lucru uluitor, Dumnezeu mă ascultă pe mine așa cum ascultă o nație întreagă. Dacă un om sau dacă un popor, eu văd în aceste două paragrafe scurte egalitate. Îi ascultă în aceeași măsură. În casa lui Dumnezeu, Solomon a spus așa, rugămintea lui a fost față de Dumnezeu următoarea: dacă un om sau un popor vine în casa ta să-ți închine, ascultă-l la fel. Și eu cred în asta. Eu cred că Dumnezeu mă ascultă și mă mai gândesc la un verset care spune așa: pentru tine dau popoare. Slavă lui Iisus! Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu vă ascultă. Și dimineața la fel, am primit aceeași îndemn. Dumnezeu ne ascultă. Apoi, indiferent că ești un om sau ești poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște în amănunt. Și vedem acolo, din versetul 39 în jos, că Dumnezeu este singurul care te cunoaște în totalitate. Și Dumnezeu, mai mult decât atât, în perioada aceea ei aveau jertfele, dar noi avem ceva mai important. Noi avem jertfa lui Hristos, care stă în locul oricărei alte jertfe. Și Dumnezeu astăzi te ascultă așa cum l-a ascultat pe Hristos. Vă dați seama lucrul acesta? Pentru că în identitatea pe care Hristos a făcut-o în Calvar, pentru toți și pentru fiecare care este în casa Lui, nu uitați, vă ascultă exact cum l-a ascultat pe Hristos. Îndemnul care vreau să-l am în această seară pentru dumneavoastră și care l-am pe inimă este următorul. Indiferent de moment, indiferent de neajunsuri, indiferent de probleme, de greutăți, indiferent de scuzele pe care mintea ta sau cel rău ți le șoptește să nu vii în casa lui Dumnezeu, eu vă spun următorul lucru: îndrăznește! În casa lui Dumnezeu ești chemat să fii. În casa lui Dumnezeu este locul tău. În casa lui Dumnezeu ești ascultat la fel ca un popor întreg. Iar în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent tot timpul. Așadar, vă rog să vă ridicați în picioare. Pentru ce aveți în minte, pentru ce aveți pe inimă și dacă vă confruntați cu ceva, astăzi, îndemnul lui Dumnezeu este următorul. Veniți cu încredere, veniți cu recunoștință, veniți cu îndrăzneală, pentru că Dumnezeu astăzi vă ascultă. Ceea ce ai pe inimă, Dumnezeu vrea să-i șoptești, vrea să-i vorbești. Și Dumnezeu să lucreze în planul fiecăruia, în numele lui Hristos, cu mulțumire. Amin. Ne rugăm Domnului.